În vremea aceea când Iisus era singur, s-au apropiat ucenicii împreună cu cei 12 și l-au întrebat despre pildă. Atunci le-a răspuns: „Vouă este dat să știți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celor din afara voastră toate le sunt date în pilde. Așa că ei cu ochii privesc, dar nu văd, și cu auzul aud, dar nu înțeleg, ca nu cumva să se întoarcă și să li se ierte păcatele.” Apoi le-a zis: „Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege dar toate pildele celelalte? Semănătorul seamănă cuvântul. Cele semănate lângă drum închipuiesc aceea în care se seamănă cuvântul, dar cum îl aud numai decât vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. De asemenea, cele semănate pe pietriș închipuiesc pe aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei și țin până la un timp. Apoi când vine un necaz sau o prigoană pentru cuvânt, îndată se leapădă de el. Iar cele semănate între mărăcini închipuiesc pe cei care ascultă cuvântul, dar grijile viacului acestuia și înșelăciunea bogăției și celelalte pofte, intrând în ei, neacă cuvântul și îl fac neroditor. Dar cele semănate în pământ bun închipuiesc pe aceia care ascultă cuvântul și îl primesc și îl roade, unul 30, altul 60, altul 100. Și le-a mai zis lor: oare făclia prinsă se aduce ca să fie pusă sub obroc sau sub pat și să nu fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic tăinuit care să nu se dea pe față sau ascuns ca să nu iasă la iveală. Dar cine are urechi de auzit, să audă. Am ascultat iarăși pilda semănătorului, dar de data aceasta tâlpită chiar de semănător. Am ascultat-o mai cu atenție și de fiecare dată înțelegem noi sensuri, vedem altfel lucrurile, pentru că și noi suntem alți oameni, pentru că Duhul Dumnezeu lucrează altfel, mai puternic, mai desăvârșit în inima noastră, în funcție de viața noastră de zi cu zi, în funcție de experiența prin care trecem chiar în decurs de un an, până când vine iarăși și iarăși pericopa evanghelică sub ochii noștri. Ieșit asemănătorul ca să semene semânța sa, unde o seamănă, iubiți credincioși, pe pământ, pe pământul inimii, și acolo rodește sau nu rodește. Deci semănătorul este cel care coboară din cer, Fiul și Cuvântul Dumnezeu, pentru că nimeni nu s-a suit în cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul Dumnezeu, care s-a făcut Fiul omului și s-a întrupat, s-a nomenit ca să poată să arunce sămânța în pământul inimii omului și în tot universul, sămânța fiind cuvântul, Evanghelia ta. Deci pământul, iubiți credincioși, este cel care primește sămânța Domnului. Dar unde cade mai întâi sămânța? Pe pământul acesta fizic, trupesc? Nu, iubiți credincioși. Asta este doar efectul, doar materializarea seminței care cade în pământul inimii. Și de multe ori, când am vorbit despre inimă, iată că am asemănat inima ca un zăcământ. Un zăcământ, iubiți credincioși, care aici, în adânc, are toate minereurile, are toate cele care sunt adunate, să zic așa, în adânc. Pentru că din inimă ies cuvântul bun, dar și cuvântul rău, cuvântul adevărului, dar și cuvântul minciunii.
din inimă iese și destrădarea și furtișagul și minciuna și toate. Și din inimă iese și cugetele rele. Ies ca dintr-un zăcământ care trec din planul acesta al inimii, se duc mai departe în planul rațiunii și se duc mai departe în planul emoțional și iată că se duc mai departe aceste gânduri în planul trupesc sau vital. Deci să spunem că aici este rațiunea, aici este emoția și aici este trupul sau planul vital, dar toate aceste trei au rădăcina unde, credincioși, în inimă. Inimă, cum am spus data trecută, când am vorbit despre această pildă, care este mănunchiul, care este rădăcina tuturor puterilor sufletești și trupești. Da, iubiți credincioși, vedeți că am lăsat cu vârful în jos această construcție, acest trunchi de cont, să zic așa. Tocmai pentru că aici vorbim despre omul nefiresc, despre cele trei pământuri. Pământul în care vine sămânța și pământul acesta este lângă drum. Este un pământ în care cuvântul Dumnezeu, la nivel rațional, vine, stă un pic, stă o clipă și nu rezistă mult. Pentru că cuvântul venit aici în inimă, cuvântul venit în Duhul lui Dumnezeu, nu rezistă mult în planul acesta rațional, pentru că vin arhiconii, vin demonii arhiconii și pe rațiune îi spune omului, nu-i bine, ba e bine, nu-i frumos, ba e frumos, nu trebuie, ba trebuie. Și așa îl învârte pe rațiune și aduce argumente de stânga și de dreapta, îl descentrează aici din mijloc și în loc rațiunea, iubiți credincioși, să fie supusă unei inimi care a primit cuvântul lui Dumnezeu ca un pământ bun, iată că inima, de fapt, este un pământ rău, care este pervertit la nivelul rațiunii. Și rațiunea devine, de fapt, un suport a dracilor arhiconi care creează filozofii la nivelul rațiunii, pseudo-științele, pseudo-cunoașterea, tot ce înseamnă pseudo la nivelul rațiunii și aducând o logică, să zic așa, o pseudologică, prin care omul își astupă inima și își astupă conștiința. Dar, iubiți credincioși, iată că acest zăcământ, acest cuvânt, această sămânță, această putere a inimii, când ajunge și la nivelul emoțional, aici se duce iarăși în stânga și iarăși în dreapta, îl descentrează încă o dată pe om. Pentru că este acel pământ în care a căzut sămânța între spini. Și pământul acela a căzut pe piatră, pardon. Pământul acela a primit pentru o clipă cuvântul care a venit în inimă, care a fost portat de rațiune, l-a primit pentru o clipă și s-a bucurat, s-a veselit, a avut o emoție bună. Dar emoția aceea, iubiți credincioși, a fost pentru o clipă bună. Pentru că în clipa în care au venit prigoanele, în clipa în care au venit sfrământările și tensiunile, iată că omul s-a dus prin emoție iarăși pe stânga și pe dreapta. Și pe rațiune, iubiți credincioși, el se întoarce pe dos, devine irațional aici, irațional, și întoarce valorile și pofta și mânia sunt răsucite sub stăpânirea unei pseudo-rațiuni, de data aceasta, pe emoție, se întâmplă următorul lucru. Omul vrea să stea aici cu mintea, în inimă, și să fie totul centrat pe emoție, pământul acesta se descentrează și omul devine când pe plus, când pe minus. Când devine exteriorizat și se bucură că a primit sămânța, când devine melancolic, interiorizat, când bipolar, când în stânga și când în dreapta, el se descentrează emoțional și nu mai are un duh puternic la nivelul inimii, nu mai are o rațiune stabilă și nu mai are emoția care să fie suport, să zic așa, să fie stăpânită de către rațiune. Și în planul trupesc,
Omul fiind deșteptat, duhovnicește, rațional, emoțional, începe să construiască, aici, până ajunge la nivelul Pământului, începe să construiască când pe minus, când pe plus. Și am dat exemplu cu comunismul, cu capitalismul, cu minusul de materie, cu plusul de materie și de producție, cu toate aceste filozofii și extreme care au încercat să împartă lumea în două, în stânga și în dreapta, creând ce? O lume a omului. Dar Domnul Dumnezeu spune așa. Nu pentru lume, mă rog eu, ci pentru voi, pentru apostolii mei. Nu pentru lume. Pentru că lumea care a creat-o, lumea, omul, nu este lumea lui Dumnezeu. Este lumea omului pervertită, în care toate vicredincioși, la început erau fărâmițate, pe bucățele, pe caste, pe triburi, pe familii, pe neamuri, pe țări. După aceea au început să se o segregare, au început o separare până când au ajuns stânga și dreapta, cum am zis în comunism. Și iată că nebunia aceasta urcă atât de mult, până când lumea lui Dumnezeu a fost întoarsă pe dos, atât în planul fizic, cât în planul emoțional, cât în planul rațional și cât în planul duhovnicesc, devenind inima stăpânită de demoni, totul devenind de aproape ocult, simbolistic și fel și fel, încât lumea aceasta a lui Dumnezeu a fost atât de fărâmițată, împărțită și lucrată de demoni cu acceptul oamenilor, încât dincolo de stânga și de dreapta, iată că nebunii aceștia vor să facă o nouă ordine mondială. Această nouă ordine mondială, în care filozofia lor, vicredincioși, la nivelul rațiunii și la nivelul economic, la nivel politic, nu este altceva decât marea resetare, este de fapt pământul inimii omului, care a primit gând satanicesc, filozofii demonice, emoții pe frică aici, pe închidere, pe groază, pe nesiguranță, pe depresie, pe singurătate, pe teamă, pe toate celelalte, pe grijă de zile de mâine. Și într-un final, în planul fizic, nu mai este nimic stabil. Omul nu mai este stăpân pe pământul lui, pe casa lui, pe viața lui, pe aerul lui. O să primească și, iubiți credincioși, impozit ce respiră pe pământ, pe aer, pe foc, pe apă, pe tot. Pentru că nebunii lumea aceștia, ocultiști, demonici, pentru că vedeți aici trei pământuri, unul aduce roadă 30, dar e minus 30, adică ucenicul, altul aduce roadă minus 60, mai rău, mai adânc, adică calvă, și altul aduce roadă, care se stăpâie de arhiponii, minus 100, adică zidarul, cel din templele satanice, din lojile satanice. Pervertesc pământul și totul pleacă de aici, din inimă, din lupta în văzduc. Pe stânga și pe dreapta, până când aici aduc în mare resetară ce curcubeul lor, unitatea în diversitate, noua toleranță, filozofia de gen, în care nu mai este bărbat și femeie, nu mai este mamă și tată, nu se mai îmbracă ca un băiat, nu se mai îmbracă ca o fată. Când te uiți la el, nu știi dacă e băiat sau fată. Când te uiți la ea, nu știi dacă e fată. Când vorbești cu cineva, nu știi dacă este om întreg la cap, nu știu ce, de ce. Pentru că tatele au răsăcit. Iubiți credincioși, ce vedeți voi aici, este de fapt întoarcerea pe dos, într-o liturghie neagră, într-o rinduială satanică, a ceea ce a lăsat Dumnezeu normal, iubiți credincioși. Adică pământul aceasta, lumea aceasta, să fie stăpuită de omul duhovnicesc. Duhovnicesc în inima lui. Unde să fie aici pe rațiune, o rațiune în care rațiunea lui Dumnezeu, Logosul, să se odihnească în inima omului, în rațiunea omului și în rațiunea lucrurilor și aici să fie omul emoțional normal, care știe să se bucure, umple de bucurie și de veselie inimile noastre, spune în liturghie, după ce se împărtășește cu poporul. Se spune pace tuturor, se spune îndrăsniți, nu vă temeți, veniți la mine, odihniți-vă. Nu spune aici înfricoșați-vă, temeți-vă, ascundeți-vă, ci spune veniți, nu plecați. Nu stați în casă, nu ascundeți-vă, ci ieșiți în întâmpinarea mea, spune Domnul. Iar aici, fiți credincioși, în planul acesta fizic,
Domnul Dumnezeu îi spune omului, credința fără fapte este moarte. Deci trebuie să te manifesti ca iubire. Trebuie să faci lucruri concrete. Să aduci jertfe lui Dumnezeu în planul fizic și în planul inimii. Să aduci lucruri frumoase în planul concret al lucrurilor. Și planul acesta trebuie să fie lumea lui Dumnezeu. Și va fi un pământ nou, un pământ nou și un cer nou. Deci cer nou și pământ nou. Într-un om iubit credincior care se află între cer și pământ și totul este în văzduhul inimii. De aici pleacă. Și spune Domnul, că sfeșnicul tău vine să fie pus aici, în picioare, la lumină, ca să lumineze, ați auzit pericopa Evangheliei. Nu să întorci totul în jos, ca să fie, de fapt, o mocnire, un pământ, un iad pe dedesubt, din care iese fumul iadului pe pământ, prin mintea, inima omului, până când se materializează, de suntem într-o lume, de nu mai știm dacă este adevărată lume sau lumea lăsată de Dumnezeu. Este lumea creată de om, influențată de diavol, de sfericioși. Și oazele acestea de bucurie și de normalitate care le mai vedem sunt țintite de cei întunecați ca să le distrugă cu toții, în primul rând în copii, ca să nu mai știe copilul care este realitatea și care mai este adevărul. Dar trebuie să aveți cunoașterea, trebuie să știți că se duce lupta în văzduhul inimii. Și când spune că unul va aduce roadă, și e aduc roadă, dar pentru neri, trebuie să credincioși, pentru că satana caută piesă în mică. Dar unul va aduce roadă 30, adică pe curățarea de patimi. Unul aduce roadă 60, adică pe iluminare. Altul aduce roadă pe 100, adică pe îndumnezeire. Și iată aici, iubiți credincioși, toate trepte lăsate de Domnul Dumnezeu ca roadă, ca plus, ca o creștere, ca măsuri, ca o dospire, ca o înălțare către cer. Ce trebuie să înțelegem noi? Că la nivelul pământului inimii și la nivelul seminței cuvântului se duce o luptă cumplită în ziua de astăzi. Cum? Ca dracul să pune, iubiți credincioși, de aici, dintre rațiune și simțire, este aici un văzduh al demonului, o punctă a dracului numită imaginație. Iată cu imagine, televizorul, ecranul, este cea care conduce astăzi lumea. Imaginația este cea care aici îi prinde pe oameni, iubiți credincioși, și își joacă cum vrea demonii pe imaginație, apoi le aduce argumente pe rațiune și stăpânește în planul fizic. Dar nu spunem noi acolo că în fica Babilonului ticăloasă, cine este fica Babilonului? Este mintea devenită Babilon. Fica Babilonului ticăloasă, în dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului. Cine sunt diminețile? Adică începutul zilei, adică din prima, nici nu a venit gândul în inimă, iată că trebuie să trântești fii ei de piatra, adică gândurile rele, de piatra cea din capul unghiului, care este Iisus Hristos, și fiica Babilonului ticăloasă trebuie să rămână fără niciun fiu al ei în inima noastră, fără niciun gând rău, fără nicio emoție perversă, fără nicio stare păcătoasă prin simțuri. Și cum a venit gândul, trebuie să ducem lupta aici. Degeaba te mai lupt în planul fizic, că e târziu. Degeaba vrei să mai salvezi tu aici când totul s-a materializat. Degeaba vrei tu să mai scapi de această stare dezechilibrată a emoției, când rațiunea ta n-a fost un filtru, n-a fost un paznic, că pusă în rațiunea mea de strajă credinței mele. Degeaba te lupți tu aici, când ai dat drumul la pufoiul de apă, ci trebuie să te lupți aici, în început, la izvorul inimii, să stai de strajă cu sabia și în continuu cu piatra numelui lui Iisus, să spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul și ai tăiat gândurile de stânga. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul și ai tăiat gândurile de dreapta. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și ai tăiat chiar și gândurile care sunt de centru, care nu sunt, care sunt pe centru, dar nu au Duhul cel curat, ci au Duhul Dumnezeu. Pentru că satana te joacă și pe stânga și pe dreapta și pe centru. Important este să intre Duhul cel rău în el. Noi trebuie să lucrăm cu Duhul Dumnezeu și pe stânga și pe dreapta și pe centru, peste tot, dar să fie Duhul Dumnezeu. Pentru că e bună și stânga, pentru că e bună și dreapta, e bun și centru, e bun și cercul. Dacă are Duhul Dumnezeu în el, toate sunt bune, dacă sunt cuprinse de Harul lui Dumnezeu și de lumina cea adevărată. De aceea e credință. Vă spunem clar, să fiți foarte atenți la înțelesul cuvintele, pentru că vor aceștia să le răsucească. Vor nebunii să le pervertească. Vor nebunii și tâlharii lumii acesteia să răsucească lucrurile așa de tare, încât
orice cuvânt să aibă un înțeles diferit decât l-a dat Domnul Dumnezeu, ci să pună cuvinte cu înțelesul ca să facă din lumea aceasta un nou Babilon. Nebuni și ori. De aceea, iubiți credincioși, nu vă lăsați cuprinși la nivelul fizic de Sodoma și Gomora. Nu vă lăsați cuprinși de dorința de înălțare la nivel rațional, pe cum au vrut să facă și aceia turnul în Babilon, prin știință și prin cunoaștere să vă suiți voi de la pământ la cer, să treceți dincolo de văzduh, să treceți dincolo de tăria cerului, să treceți voi dincolo ca să vedeți ce nebuni și ori când a venit împăratul cerului și pământului la tine în inimă. Ce să cauți tu în exterior, printr-o forță centrifugă, ca să te scoată din inimă? Când trebuie să te aduni în inima ta și de acolo să-L vezi contemplativ pe Dumnezeu. Cunoașterea, învățătura, sănătatea, cea adevărată, toate sunt în inima omului și în inima omului se întâlnește omul cu Dumnezeu. De aceea, Iubiți credincioși, să fiți foarte atenți. În trezvie și iubire, trezvia minții, în relația cu Dumnezeu, cu cuvântul, cu rugăciunea, cu paza minții și a inimii, și în iubire față de aproape, față de tine însuți, față de Dumnezeu. Vei fi pe cruce, vei fi răstignit, dar în felul acesta te odihnești pe cruce. Pentru că cel ce stă pe cruce pentru aproapele său, se odihnește. Cel ce stă pe cruce pentru sine însuși, se odihnește. Dar cel ce stă pe cruce pentru Dumnezeu, prinde aripi, iubiți credincioși, îl vie, se înalță și în felul acesta, iată că ajunge să fie sfânt în fața Dumnezeu. De aceea să fiți foarte atenți și insistăm la lucrul acesta. Feriți-vă de lumea lui 5, de lumea simțurilor, de pentagrame. Feriți-vă de imaginația care vă nenorocește prin ecrane, prin televiziune și așa mai departe. Feriți-vă de filozofiile care aceștia vi le impun în ziua de astăzi. Dacă nebunii spun prin televiziune că s-a încălzit pământul, toată lumea umblă în piedea goală că e prea cald chiar dacă ninge afară. Pentru că le-a spus la televizor. Dacă nebunii aceștia spun, stați în casă, că mâine nu va mai răsări soarele și va fi un întuneric, dacă tu vezi soarele cu ochii tăi, spui, stai în casă, că așa mi-a spus la televizor. Crezi mai mult ceea ce se spune decât să ai încredere în logica lăsată de Dumnezeu, în rațiunea lăsată de Dumnezeu, în inima cuprinsă de Dumnezeu. Pentru că inima ta este stăpânită de demoni prin imaginație, prin rațiune, prin simț. De aceea, iubiți credincioși, în ziua de astăzi este nevoie pentru această roadă de 30, 60, 100 ca să creștem. Este nevoie de credința cea adevărată, este nevoie de cunoaștere cea adevărată, este nevoie de fapta cea bună, este nevoie de rugăciunea încetată în văzduhul inimii, din prima să arunci gândul, că dacă nu l-ai scăpat, nu mai poți să-l scoți afară, iubiți credincioși, decât cu un mare efort. Antrenați-vă fiecare pe nivelul lui, și mari, și mici, și copiii, să se antreneze, să spună de 40 de ori pe zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine, Păcător. Antrenați-i nu doar la nivel rațional pe copii, în școli, pentru că o să-i faceți niște rătăciți la nivelul rațiunii. Și arhiponii o să joacă și totoroiul pe rațiunea lor. Nu i-a antrenat doar la nivel emoțional, să-i faceți prea sensibili, să-i faceți poate prea duri, prea închiși sau prea deschiși, ci învățați să fie echilibrat la nivel rațional, emoțional, dar cu o rațiune stabilă. Pentru că copiii voștri au o minte puternică și sunt îngrumați, cum dau exemplu clepsidrei la nivelul inimii, și apoi iarăși un trup, un vital puternic, ca să reziste, ca să mănânce, ca să se îmbrace, ca să doarmă, ca să facă față vieții, dar emoțional i-a strenorocit toți. Și atunci, iubiți credincioși, echilibrul nu-l găsești decât în una sfântă, slăbornicească și apostolească biserică, în adevărată școală, adevărat spital, adevărată învățătură, adevărata lucrare, adevărata terapie și adevăratul Dumnezeu care lucrează unde? În inima omului. Să deveniți oameni ai Duhului, nu oameni psihici, nu oameni emoționali dezechilibrați, nu oameni trupești, oameni duhovnicești, pentru că dacă stai cu mintea în Duh, nu în cap, nu cu mintea în emoție, nu cu mintea în simțuri, ci cu mintea în Duh, iată că se revarsă harul peste toate ale ființei tale și atunci toate cele din jurul tău, iubiți credincioși, se vor sfinți, pentru că omul cuprins de harul Dumnezeu devine sfânt, Dumnezeu sfințește omul și omul sfințește locul și toate se armonizează, aducând roadă,
30, 60, 100 ani.